Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față am decis ca să fac inventarul acestor rezistoare cumpărate de pe AliExpress. Le-ați văzut deja într-o secvență din ultimul mailbox, episodul 11. Știu că o să fie destul de migălos, dar e mai mult o curiozitate. Mai exact vreau să văd precizia acestora. Să măsor, aici scrie că au o toleranță de 1%. Plus că am găsit și un site ca să mai stau să calculez eu. De exemplu, la 100 de ohmi, ca să fie o cifră cât de cât rotundă, toleranța de 1%, în cazul unui rezistor de 100 de ohmi, poate să fie pe minus 1 ohm și pe plus 1 ohm. Practic 1% din 100 de ohmi. V-ați dat seama. Unul dintre pachete l-am desfăcut. Am luat două seturi. Am dat pe ele aproximativ 3,6 euro, adică 1,8 euro. A fost la o micuță reducere. Sunt rezistoare de sfert de watt, 1x4W, toleranță de 1%. Sunt 30 de valori, cele de față, 20 de bucăți de fiecare valoare, în total 600 de bucăți. Ca să fie mai ușor, o să notez acest pachet cu 1. Pe acesta îl dăm la o parte. Le scoatem din această punguță zip. Bineînțeles că le-am scos eu dinainte, le-am aranjat, că în mod normal sunt amestecate. Nu vin aranjate, dar la cea mai mică rezistență, la cea mai mare. A trebuit să le așez eu. Luăm rezistoarele de 10 ohmi, pe celelalte le punem într-o parte. Pentru ca rezistoarele de 10 ohmi să fie în toleranța de 1%, trebuie să aibă valoare între 9,9 ohmi și 10,1 ohmi. Mai exact, plus minus 0,1 ohmi. În cazul acestor valori foarte mici, trebuie să ținem cont și de rezistența cablurilor, care e de aproximativ 0,201, da? Trebuie să ținem cont. Ca să scădem valoarea respectivă. Luăm primul rezistor, 10,1, este bine. Scădem acea valoare de 0,1 și ne dă exact 10. Da, rezistoarele de 10 ohm se încadrează în toleranța de 1%. Iar acum rezistoarele de 22 de ohmi, pentru a se încadra în toleranța de 1%, valoarea trebuie să fie între 21,78 și 22,22. Mai exact, plus minus 0,22 de ohmi. Da, 22,6, trebuie să scădem acel 0,1 ca întotdeauna. Da, trebuie să țineți cont. Din calculele mele, cam niciun rezistor nu se încadrează în toleranța de 1%. Am observat că 4 dintre ele se încadrează în 2%, iar restul până în 20% în toleranța de 5%. Rezistoarele de 47 de ohmi, în cazul acestora trebuie să avem între 46,53 și 47,47, adică plus minus 0,47 de ohmi. E bine. Da, marea majoritate se încadrează în toleranța de 1%, doar 7 dintre ele în toleranța de 2%. Cele de 100 de ohmi, trebuie să avem valoarea fiecăruia între 99 și 101 ohmi pentru a se încadra în 1% toleranță. Aici e bine. Aici mai puțin. Aici se încadrează în toleranța de 2%. Și aici la fel.
Da, cam 7 dintre rezistoarele se încadrează în 2%, restul în 1%. E acceptabil. Pentru că măsurătoarea ar dura prea mult, o să trecem la valori mai uzuale, de exemplu la 470 de ohmi. Pentru a se încadra în toleranța de 1%, trebuie să avem între 465,3 ohmi și 474,7, adică plus minus 4,7 ohmi. Să începem. E bine. Da, se pare că aici toate se încadrează în toleranța de 1%. Să trecem la o altă valoare uzuală, 1 kΩ. Pentru a se încadra în 1%, trebuie să avem între 0,99 și 1,01 kΩ, adică 0,01 kΩ, plus minus 10 ohmi. Să începem. Wow, exact 1 kΩ. Ah, aproape. Și aici, exact 1 kΩ. Perfect. Da, toate se încadrează în toleranța de 1%. Foarte bine. O altă valoare uzuală, 3,3 kΩ. Aici, pentru a se încadra în toleranța de 1%, trebuie să avem între 3,267 și 3,333 de kΩ, adică plus minus 0,033 de kΩ, plus minus 33 de ohmi. Să începem. Da, se încadrează. Aproape 3,3. Aha, 3,3 și aici. Aproape. Da, e acceptabil și aici. Toate se încadrează în toleranța de 1%. Ultimul ar fi o idee, dar iese bine. Trecem la 10 kΩ. Aici, pentru a se încadra în toleranța de 1%, trebuie să avem între 9,9 kΩ și 10,1 kΩ, adică plus minus 0,1 kΩ, plus minus 100 de ohmi. Primul nu prea se încadrează. Nici acesta. 10 kΩ. Da, marea majoritate se încadrează în toleranța de 1%, excepție făcând cam 3 rezistoare. Acelea încadrându-se în toleranța de 2%. O altă valoare uzuală, 100 de kΩ. Aici trebuie să avem între 99 și 101 kΩ, adică plus minus 1 kΩ. Să vedem și în cazul acesta. Aici nu prea se încadrează. Aici da. Da, mare majoritatea se încadrează în toleranța de 2%, doar câteva, mai exact 5, se încadrează în 1%. Vom lua și valoarea de 1 megaohm. Pentru a se încadra în toleranța de 1%, trebuie să avem între 0,99 și 1,01 megaohm, plus minus 10 kΩ. Aproape 1 megaohm. 1 megaohm. Uu,
aici se încadrează în toleranța de 5%. Și aici la fel se încadrează în toleranța de 5%. Din acestea 20 de rezistoare, 2 se încadrează în 5%, 4 în 2%, iar restul sunt în regulă în toleranța de 1%. Să continuăm și cu al doilea set de rezistoare. Să luăm câteva valori aleatorii. Să alegem de 1 kΩ. Aproape 1 kΩ aici. O, 1 kΩ. Și aici la fel. Da, acestea sunt în regulă. În afară de 2 rezistoare, restul se încadrează în toleranța de 1%. Următoarea valoare aleatorie de 5,1 kΩ. Aici trebuie să ne încadrăm între 5,049 și 5,151 de kΩ. E bine. Uhu, 5,1. Da, rezistoarele se încadrează perfect în toleranța de 1%. Următoarea valoare aleatorie de 20 kΩ. Aici trebuie să ne încadrăm între 19,8 și 20,2 kΩ, plus minus 200 de ohmi. Asta nu se încadrează. Asta tot la fel în toleranța de 2%. Și aici cam la fel. Uhu, 20 kΩ. Aproape jumătate se încadrează în 2%, iar restul în toleranța de 1%. Acceptabil. Hai să verificăm și de 68 kΩ. Aici trebuie să avem între 67,32 și 68,68 de kΩ. Adică plus minus 680 de ohmi. Asta e la limită. În afară de un rezistor, restul se încadrează în limita inferioară. Hai să verificăm și de 220 kΩ. Uhu, 220. Uhu, asta exact 220. Cea mai mare parte se încadrează. Să alegem o valoare mai mare, 680 de kΩ. Aproape. 680 aici. Și asta aproape.
Rezistoarele acestea toate se încadrează în toleranța de 1%. Și hai să mai verificăm și cele de 1 megaohm. Nu e rău. Aproape. Foarte aproape. Oho, aproape un megaohm. Un megaohm. În afară de câteva, toate se încadrează în 1% toleranță. Ei, și cam aici se termină testul privind verificarea toleranței acestor două seturi de rezistoare achiziționate de pe AliExpress. Sper că a fost interesant acest episod. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!